găsit, iubitor de artă, literatură, istorie, teatru, film, deja dezvoltăm mai mult domeniile artistice. Bine v-am regăsit. Suntem la emisiunea Citadela Scriitorilor. Lucian Ciuchiță, realizatorul acestei emisiuni, un locuitor al universului, așa cum îmi place să mă prezint. Astăzi l-am invitat pe un coleg de la televiziune, pe Alexandru Unguru, care are vreo trei pălării. Este actor, este regizor și dramaturg. Vom începe mai întâi cu partea de actorie. Mergem așa crescendo, să aflăm de când sunt aceste activități deosebite care au o legătură între ele. Și mi-aduc aminte, fac o mică paranteză, mi-aduc aminte de Nikita Mihalkov, un mare regizor rus, care la un moment dat se săturase de filme proaste, jucase în prea multe filme proaste și a zis, gata, stop, din acest moment am să devin regizor. Bine ai venit la această emisiune, Alexandru. Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici. Știu că acum se schimbă un pic, te simți în latura aceasta că ai invitat emisiunea ta Tea Talks with Alexandru Unguru. Tea vine de la theater. Theater, da. Da, m-am gândit că nu înseamnă altceva, dar în momentul în care ai o emisiune și o emisiune foarte interesantă la care participă actori, regizori, scenariști, deci este lumea asta a cinematografiei, o lume deosebită. Și acum, undeva, partener în această discuție, în acest dialog, îți recunosc că am și eu o mică calitate, sunt și cineast și un pic și în latura de dramaturgie. Am să-ți explic că n-am dezvoltat-o foarte mult, am numai două piese de teatru, pentru că s-a repetat situația ca și în cazul scenariilor, le scrii și rămâi cu ele, deci este o altă poveste. Dar, Alexandru, să începem cu partea ta de actorie, pentru că ai foarte multe lucruri de spus. Hai să începem cu studenția. De când începe această pasiune? Păi, la anul se fac 20 de ani cu totul. În 2002, când am intrat la un ATC, a fost o surpriză pentru absolut toată lumea care mă cunoștea atunci, pentru că marea majoritate credeau că o să dau la științe politice sau la filozofie sau la ceva umanist, dacă s-ar putea, deși eu făcusem matematică fizică în liceu, am trei ani în liceu la Craiova. Și Bălcescu, cum era, că în mintea tuturor a rămas Bălcescu, deși era Carol I. Fiecare oraș, era că tu într-un liceu Nicolae Bălcescu. Și eu sunt din Râmnicu Vâlcea. Unde și am avut liceu Nicolae Bălcescu. Nicolae Bălcescu. Eu am foarte multe rude în Râmnicu Vâlcea, practicam copilărit în Vâlcea și în Brezoi. Și era la fel liceu de matematică fizică. Exact, acel liceu al orașului de provincie. Da, uite, matematica fizică. Și cu toate astea am dat la actorie. Deci toată lumea a rămas mască și au zis, cum, tu care citești, care ești cu minte, care nu miști în front de când erai mic, care n-ai deranjat niciodată pe nimeni, care nu ți se aude gura, tu te duci acolo unde tot sunt preconcepția generală despre actori, niște saltimbanci, niște extrovertiți, niște spirite vulcanice, păi tu cum să, și uite că am intrat. Adică aveam un mic backup, mă înscrisesem și la Facultatea de Filozofie. N-am apucat să mai dau examenul de admitere, pentru că examenul de admitere a coincis cu prima întâlnire la un ATC. Ne-au fixat când întâlnirea intrat, atunci, în 2002. În 2002. În 2002, fost, la ce clasă? La ce... Atunci era clasa doamnei Adriana Popovici. Uh-huh. Ulterior, doamna Popovici mi-a coordonat și doctoratul și am terminat, pentru că s-au mai schimbat cadrele, cum e în universități, am terminat la domnul Doruana. Uh-huh. Deci 4 ani mai târziu am prins facultatea pe stil vechi, 4 ani de licență cu 2 ani de masterat. Am fost, cred că, doar 2 generații care am avut 4 cu 2. Pe urmă, imediat după, au fost 3 cu 2. Și înaintea mea, cei care terminaseră facultatea licența cu 4 ani, au avut un singur an de masterat. Deci, practic, am fost un norocos, am avut 6 ani de facultate cu totul și cu masteratul inclus. Și am sesizat că a fost o alegere instinctuală, lucru care într-adevăr nu mă caracteriza, pentru că necesarul meu, înăuntrul meu, avea nevoie de un cadru în care să se manifeste. Această explozie de manifestare pe care o tot ținusem liniștită. Era într-o fază latentă și exact. Simțea dacă e rupe. Exact. Ieșea la suprafață. Și a ieșit la suprafață.
Și pot să spun că am crescut în facultate foarte mult, foarte, foarte mult. Facultatea pentru mine a fost terenul ăla cel mai fertil, nu liceu, cum e vorba aia, că domnule, în liceu se creează prieteniile, în liceu îți dai seama ce vrei să faci în viață. Eu nu mi-am dat seama în liceu, am dat admitere, am avut noroc că am aflat de un ATC, pentru că exista o revistă cu facultăți. Pe vremea aceea încă se publica o revistă cu toate facultățile din toată țara. Și am luat revista și am citit-o efectiv din scoarță în scoarță ca să aflu unde aș putea. Și în afară de conservator, unde aveam nevoie într-adevăr de pregătire, aș fi putut să dau oriunde teoretic. Adică vezi puțin și dai. Și la actorie mi-am dat seama că, uite, o meserie după care n-o să stau la un birou. O să fac ceva activ. Și dorința asta de a nu fi într-un birou sau... Nici măcar, mie nu-mi place ideea de într-o cabină. Am dat o singură dată audiție să devin angajat al unui teatru și ulterior nu am mai dat, pentru că mi-am dat seama că de fapt eu nu vreau să fiu doar al teatrului ăluia. Nu aș putea să fiu și al ăluia, și al ăluia, și al ăluia. Și e mult mai bine așa. Că n-ai un birou. Vii cu tot ce ești tu și joci. După care pleci. Și asta a fost. Adică dă o senzație mult mai vie. De fiecare dată când mă duc, acum am avut spectacol la Odeon, mai am după amiază spectacol tot la Odeon, săptămâna asta la Teatru Nou două spectacole pe care le-am regizat, deci totul e așa într-un flux mult mai real, mai concret. Mă ajută să simt viața mai bine, într-un fel. Aș reveni un pic la ideea de să nu sărim o etapă foarte importantă, aceasta de a fi admis la un ATC. Eu am terminat ceva mai așa, mai timpuriu am terminat liceul și știu că pe vremea mea, cum se spune, era extrem de greu ca să intri la IATC, cum mi se spune atunci. Deci se știa că erau vreo 5 locuri pe țară și erau cam antamate, deci se știa cineva. Copilul locutare, fata locutare și așa mai departe. Proveneam deci din Râmnicu Vâlcea și acolo aveam un teatru. Era un teatru foarte bun de amatori. O să ajungem chiar la Silu Purcurete, care a venit de multe ori și a pus în scenă câteva piese de teatru foarte bune. Și mi-aduc aminte că erau câțiva actori amatori care pe fiecare an, timp de 10 ani, se tot înscriau și veneau la București pentru admitere. Mi-au aminte unul dintre ei, sunt acum actori, Cristian Nicolae, Iuliana Gheorghișor și Gabriel Popescu. Deci din ce mi-aduc aminte erau mai mulți. Vreau să spun că acești mi-erau amici, prieteni la vremea respectivă, veneau cu bucurie la București că trebuie să dea la facultate. Dar știau că n-au nicio șansă. După Revoluție a fost altfel privită și s-a schimbat așa, pentru că lucrurile erau foarte, foarte grave. Nu știu cât a contat acest lucru cu acele câteva locuri care erau nu numai la IATC, chiar și la Belarte. Deci vorbim de același lucru. Nu erau. Erau câteva locuri pe țară și se intra, bineînțeles, pe pile. Ne bucurăm că după Revoluție lucrurile s-au mai schimbat, măcar din acest punct de vedere, și admiterea nu a mai fost atât de cumplită. Da, deja 12 ani mai târziu, după Revoluție. 12 ani mai târziu, au intervenit și alte schimbări. Dar latura ta, faptul că ai mers ca o facultate de medicină, 4 cu 2, 6 ani, da? Deci exact ne ducem pe cei 6 ani de medicină și apoi continua cu un doctorat, care bănuiesc că și asta a fost de vreo 3 ani, da? Și atunci încununat în 2011 cu doctorat în cinematografie. În teatru. Bun, revenim la această latură extrem de interesantă. Mai întâi, cum ne-am dat drumul ca actor și apoi pasiunea pentru, mai departe, se vede cizelarea și experiența care spun cuvântul și devenim regizor și punem chiar în scenă. Hai să vedem pas cu pas. Asta, cred că regia, de fapt, a decurs dintr-o politică inteligentă pe vremea respectivă de a prinde anumiți studenți în corpul profesoral al unui ATC-ului, extinzându-se aparatul în întregimea lui, nemai fiind 12 oameni pe an la actorie, ci 60, evident că a existat și un necesar de cadre mai multe. Și ca masterand am lucrat deja ca asistent în un ATC,
Ca asistent este echivalentul unei poziții de asistent de regie în mare parte. Pentru că implicarea ta de la catedră presupune foarte multe din părțile asistentului de regie de teatru. Coordonarea echipei, coordonarea extra lucrurilor care țin de, hai să le zicem, mașinăria din spate, recuzită, aprobări, tot felul de lucruri de genul ăsta, textele să fie alea, să nu fie altele. Și așa că am învățat toată mățăreala din spate și ușor, ușor am căpătat și încredere că aș putea să regizez. Nu mi-am asumat-o cu totul. Nu mi-am asumat-o brutal. Pentru că rămânând în școală, făcând masteratul, aveam spectacole de masterat. În afară eram prins în spectacole la Teatrul Metropolis, la Teatrul de Operetă, eram prins în alte spectacole, deci timpul oricum e limitat. Pe urmă, intrând la doctorat, nici n-am știut cât de complicat urmează să fie totul. Școala doctorală presupunea cursuri, nu era doar îți scrii tu doctoratul și faci tu o cercetare în timpul tău. Nu, erau cursuri în anul întâi de doctorat, am avut mai multe cursuri decât în tot masteratul aproape și cursuri foarte bune, ținute de profesori de marcă. L-am avut pe Sărtobi, pe Ion Toboșaru, l-am avut la estetică și la licență, dar și la doctorat, pe domnul Alexa Visarion, adică am avut niște oameni care, într-adevăr, ne-au pus niște bagaje noi în spate la doctorat și au fost extrem de utile. Însă, în aceeași perioadă, începea să se împământenească teatrul independent, cu adevărat. Teatrul independent a apărut el prin anii 90, așa, ca Ghiocelu. Da. Se luptau unii, alții mai încercau să facă ceva. Dar eu pot să mă mândresc cu faptul că am fost coleg cu cel care a înființat Godot Cafe Teatru. Uh-huh. George Remeș, care s-a luptat și prin forțe proprii și cu o tonă de greutăți a reușit să înființeze o adevărată instituție de teatru independent, care acum aș redeschide porțile după o pauză. Exact cum am zis, nepotisme și nebunii, da, sigur că nicio problemă. Te sună de la primărie și spune că mâine trebuie să închizi teatru pentru că dacă iese publicul de la tine din sală, riscă să-i cadă tencuiala în cap și să moară. Și îți închide teatru de azi pe mâine. Exact asta a pățit el. Exact înainte de spectacol. Adică după ce ai cumpărat, ai vândut și biletele, erau vândute pe o lună înainte. Astea sunt răutăți comuniste, sunt mizerabile. Am asistat la o asemenea mizerie. Prin 86 s-a întâmplat acest lucru. Chiar fratele meu a avut o expoziție de pictură, este artist plastic și trebuia să vină exact în ziua vernisajului, exact în ziua vernisajului, la ora 17 era vernisajul, la galeriile fondului plastic din Râmnicu Vâlcea, da, da. Și nemernicii de la partid, da, cu prima secretară în frunte și cu toți nenorociții de comuniști, i-au închis la ora 15, cu două ore înainte, au închis expoziția și au luat toate exponatele și le-au aruncat în spate în magazie, stricându-le, bineînțeles, aruncându-le grămadă așa, deci fără ca pe saci de cartofi, spunând că au primit o anonimă, bineînțeles că erau niște invidioși, alți, vorbim de această invidie mizerabilă din lumea artistică, niște nenorociți de, mă rog, mânuitori ai penelului și a altor nenorociri, care a făcut sără o anonimă, apropo anonim, de garage, anonimă semnată, exact. Sau nesemnată, așa, în care spuneau că acea expoziție este pornografică. În toată acea expoziție era o lucrare care se numea Maternitate, în care o femeie era cu un copil și se vedea de asemenea când alăptează. Dacă aceea era, vă dați seama, mizeria aia de care tot sunt acum niște nostalgii și trebuie să ne mai punem punctul de vedere că nu putem să ne mai întoarcem la ceea ce a fost. Oameni buni, hai să mergem înainte. Dar vedeți că rămâne pe dedesubt undeva chestia asta, pentru că în continuare inclusiv ideea de alăptare și sunt o grămadă de discuții. Deci absolut. Să fie atât de retrograd încât să nu înțelegi că este un lucru atât era, de uman. Deci era o lucrare pornografică. Da, deci încă o dată, da. Iar o prima secretară cu patru clase, că și aici se și spunea patru, așa, normal, ce să fie, era copia fidelă analfabetei de renume mondial. Da, da, da? Deci corect. Bineînțeles că era pe aceeași linie. Când îi aud, nebunesc, vreau să spun. Acești analfabeți care ne-au condus și ne conduc în continuare. Și continuă, pentru că e un sistem foarte bine pus. Bineînțeles, sunt aceiași pui de comuniști cu altă mărie și cu altă pălărie, bineînțeles. Am supraviețuit. Stau să mă gândesc la marii regizori ai României care au fost și de teatru, și de film.
Vin în cap, normal, Liviu Ciulei. Liviu Ciulei. Să ne gândim, bănuiesc că ați făcut la facultate de marele Liviu Ciulei, pentru care mult mai multe regie în teatru decât în film. Decât în deci film, a pus în scene mari piese. Deci a plăcut și Maxim Gorki, i-a plăcut și Shakespeare foarte mult. Deci nu este vreo piesă de Shakespeare nepusă în scenă de Liviu Ciulei. Deci vorbim de, sau hai să vorbim de Lucian Pintilie. Lucian Pintilie, da. Același lucru vorbim, la fel, corect. Îndrăgostit de Cehov, îndrăgostit și de Maxim Gorki și la fel de Gogol. Deci vorbim de oameni care au știut să pună în scenă, să facă istorie, atât în teatru cât și în film. Pentru că am înțeles că ai atât legătură cu partea de teatru, cât și de cinematografie. Da, deci undeva regia se împletește. S-au legat. Foarte puțin reușesc acest lucru. Ori rămân pe teatru și fac teatru, chiar teatru de televiziune, sau alții sunt numai pe cinematografie și asta este. Cum ai putea să caracterizezi? Îți trebuie o dublă personalitate sau cum? O multiplă personalitate. O multiplă ca să reușești într-o parte și în alta? Da, absolut. Privește-te pe tine în oglindă, cum ai reușit? Exact, vorbeam despre chestia asta cu un coleg recent, despre faptul că dacă nu suferi de schizoidie, nu prea ai ce să cauți în niciun domeniu artistic. E partea mai blândă a schizofreniei, e schizoidia, și atunci tu ești capabil să te delimitezi, tu artistul care joacă, tu artistul care scrie, tu artistul care regizează teatru, care presupune niște cutume și niște limite clare, tu artistul care regizează film, care se duce într-o altă direcție cu totul, este cu totul și cu totul o altă modalitate de a vedea lumea, de a înțelege tehnologia. Cinematografia este o artă mult mai tehnologică decât teatru, mult, extrem de tehnologică, și atunci dacă nu ai aplicare către lucrurile astea și către partea practică, tehnică și către partea lingvistică, apropo de texte și de faptul că noi lucrăm cu cuvinte, în definitiv, inclusiv imaginea e tot un cuvânt în script, în momentul în care scrie acolo, panoramează, vedem apusul, adică tu ai pus în cuvinte de fapt imaginea care urmează să se vadă, deci ne jucăm cu cuvintele. Și sunt tot felul de forme ale inteligenței astea umane la care trebuie să lucrezi conștient și constant dacă vrei să intri și să încerci să-ți dezvolți. Greu este și să pui în scenă să ai o piesă de teatru. Este foarte greu. Așa este. Și dacă n-ai un scenograf foarte bun, dacă n-ai costumiere, e relația cea mai importantă cu scenograf. Dacă nu ai toate, lumea ar trebui să înțeleagă că în spatele unui regizor și al actorilor este o armată de oameni ajută. Și același lucru trebuie, la fel, de aia pe generic vedem. Acel generic lung, în care, pe lângă creatorii filmului, regizorul și scenaristul, actorii joacă, asta este, dar după aceea sunt ceilalți care, dacă nu ar fi, n-ai cum să faci nici filmul, nici teatru. Absolut. Și mulțumită lor. Absolut. Ei țin, de fapt, totul. E foarte frumos filmul Nine, cu Daniel Day-Lewis, în care el joacă un regizor de film și sunt toate relațiile lui cu toate femeile din film, cum ar veni, și cu actrița principală, și cu costumiera, și cu scenografa. Și toate vin și la un moment dat, e musical, Nine, și la un moment dat vine Judi Dench, joacă scenografa, cred, sau costumiera, și spune, dar ce meserie ai tu? Tu trebuie să zici da sau nu? Care să facem noi? Rest facem noi tot. Deci dacă ești deștept, dacă ești deștept și știi, trebuie să-i lași doar să zici sau nu. Da. Tu să fii de acord, să nu te opui. Să fii de acord, corect. Pentru că oamenii știu. Atâta experiență au, corect, încât și tu le dai tema. Totul, exact. Trebuie să mergem cu o scenă de la 1700. Deci trebuie costume de la 1700, de epocă, trebuie așa, trebuie machiajul, trebuie peruci, trebuie aia, trebuie fond de ten, trebuie... Și tu trebuie să zici acțiune. Să-și facă treaba. Sigur că da. Iar tu spui action. Exact. Și operatorul la fel știe ce are de făcut. Și el știe ce are de făcut. Operatorul la fel este un mare artist. Deci ai un operator foarte bun. A terminat. Deci deja lucrurile sunt... Hai să nu e chiar așa. Nu vrem să minimizăm, pentru că într-adevăr regizorul este un mare creator și muncește cu multe înainte multora. Muncește enorm, în primul rând este viziunea lui. Da, cum transpui, cum faci ecranizarea, da, absolut. Pentru că cum faci și punerea în scenă a unui spectacol, pentru că acolo citești câteva alea. Bun, hai să zicem că ești și scriitor și ai latura asta scenaristică și intervii pe scenariu sau chiar tu îl adaptezi.
Dar de la scenariu până la pune în, în viziunea ta proprie, da, ceea ce se întâmplă acolo este un lucru foarte, foarte mare. Deci, așa este. Nu este ușor să fii regizor. Păi aici este tot, este, tot complexul existențial, să spunem așa, al actorilor, care, oricât de mari ar fi ei și vedete internaționale, și cu aceea suferă că nu sunt scenariști, acolo nu prea merge, că nu prea știu să scrie. Da, mulți, ei abia știu să se semneze. 99,9 perioadă 9. N-aș merge până acolo. Ai zice un 80. De, ai zice un 80. Apropo de actor, cam asta este. Ei abia știu să se semneze, dar trebuie să se erigeze că au scris, au participat, au un scenariu. Oh, dacă mai este și să fie regizor, aici deja este. Și vezi cum se împăunează și sunt făloși așa și spun PGA-ul ăla, PGA-ul ăla, care este Production Guild of America, America, da, deci da, este da, cea mai înaltă distinție. Adică nu le mai ajunge că este director. Trebuie să fie și PGA, adică vai de medic, care și forța necesară... Ca doctor docent. Ca doctor docent, exact, doctor docent este PGA-ul ăsta în, exact, în cinematografie. Exact. Oare nu se mai gândesc așa că ce ne facem dacă toți vor să fie la un moment dat academicieni? Și acum să revenim la treaba cu doctorat. Mm. Facem o mică digresiune, în sensul că m-am apucat și eu de doctorat în 1995. La 2 ani după ce a terminat facultatea, că nu, normal că nu ai voie imediat. În 93 am terminat facultatea și 5 ani de facultate, grei, cibernetică, matematică la greu, la greu, bineînțeles, no. Și unde să-ți faci doctorat? Tot în domeniu. Și atunci locul era un singur loc liber la cibernetică, normal. Deci am terminat cibernetică și doctoratul tot în cibernetică. 4 ani grei, 2 ani în care trebuia să dai examene, foarte multe examene, și 2 ani următorii pentru conceperea lucrării, tezei. Ce vreau să zic, în momentul în care în 99 mi-a luat doctoratul, păi se făcea liniște. Îmi spunea că ești doctor în științe, da, cu specializare, cu tare, era ceva. E, bineînțeles că acest lucru a început să deranjeze. Păi cum, eu politician... Eu, general, vezi doctoratele pe bandă rulantă la Academia de Poliție sau la Cum adică eu să... Acolo unde e colonel sau general să nu scrie și dr în față. Da, și atunci le-au închis, s-a creat, dar bineînțeles că l-au închis. Deci nu meteau și-a venit, dați afară, toți de acolo și băgați în pușcărie. Și anulată toate acestea. Și toți, la toți politicienii ăștia de 2 lei în alfabeți, care se erigează în doctor în știință. Bun, și atunci s-a făcut acest lucru, această avalanșe de doctorate luate pe bandă rulantă, așa că nici habar n-aveau să se scălească. Deci, în momentul de față s-a dus treaba. Da, eu nu mai sunt de mult că sunt doctor, așa, nu m-am mai... Pentru că mi-am dat seama că lucrurile, cât de mult am muncit și cât de mult mi-am dorit acest lucru, am profesat, deci mi-a ajutat ca profesor de statistică și de modelare economică la un moment dat, dar acum nu mai pot să mai spun. E, ce vreau să spun, apropo de ce vorbeam noi de PGA-ul ăsta în America și peste tot, că nu ne mai convine acum, acum e prea puțin doctoratul, acum vor să fie academicieni. Asta este. Și remarc că acum a trecut în partea cealaltă. O să vedem iarăși pe bandă rulantă academicieni. Se va întâmpla... Da, academiile nu au locuri limitate. Eu știam de Academia Franceză, care are locuri fix limitate și doar în cazul în care unul dintre academicieni decedează... Nu știu cum se face că încerc să apară academicieni care... Exact, apare, cred că academii. Eu cred că eu o iau de la bază. Nu știu cum se face că încep să ne apară unii care se erigează... Nu sunt academician. Îți vine să... Da, și parcă văd acest lucru. Bun. Se va termina și cu academia asta. Absolut. La un moment dat. Nici asta, adică toată lumea, cine vrea o să fie și academician. Oameni buni, ce mai inventați? Se demonetizează ideea, exact, de valoare, de fapt. De valoare. Probabil că a fost o chestie gândită, că valoarea să nu mai însemne nimic. Și atunci, acum revenim la partea noastră de scriitor, de regizor, de scenarist. Bun, să revenim la scriitor. Scriitor la fel. Li se par tuturor că dacă... A scris acolo pe Facebook, are câteva impresii pe care zilnic el spune acolo, hop, s-a umflat în el. S-a umflat și zice, doamne, gata să scrii tot. Dar ce e asta? Toate alea mi le iau, le pun frumos într-un volum, sunt 1400 de edituri, sigur că dau bănuțul, iese o carte și sunt mai deștept decât Tolstoi, Dostoevski la un loc. Chiar și Homer ar trebui să se plece în fața mea. Aici se ajunge. Da, aici se ajunge pentru că nu punem piciorul în prag, pentru că mergem pe acea lașitate
morbidă la un moment dat, în care spunem, e loc pentru toată lumea. Ei bine, nu este loc pentru toată lumea în artă. Arta trebuie să fie, să n-aibă nicio legătură cu politica, da, nimic nu ar trebui, tot ce înseamnă Ministerul al Culturii, n-ar trebui să pună un piciorul nici măcar, cum să spune, nici la femeia de serviciu să n-aibă cumva vreo legătură, vreo tangență politică, cu politică, da. Nici la femeia de serviciu. Deci acolo nu au ce să caute, decât oameni de calitate, oameni de mare valoare în acel minister. Și dacă ai face treaba asta, ICR-urile, aceste antene politice, care nu-și fac datorie, primesc de la București, de la Sediul Central, pe cine să preamărească. Și, în general, totul este politic. Iarăși, le-aș întreba câte sunt 16-17 ICR-uri. Ce face stată? Avem ICR la, nu știu unde, în Vietnam, unde sunt trei români în tot Vietnamul ăla. Și ai făcut un ICR acolo, da? Deci ăsta sunt bătăi de joc. De și te întreb unde se duce de 10 milioane de euro. Wow. Da? Te întreb. Hai să lămurim lucrurile în țara asta. Hai să vedem ce facem. De-aia n-avem bani, pentru că de ce fac această expunere și lumea o să înțeleagă că nu am ceva, dar mă doare, pentru că cultura are de suferit. Nu avem bani pentru teatre, nu avem bani pentru actori, nu avem bani pentru filme, nu avem bani pentru cărți de valoare, scriitorii care merită să fie puși în valoare. Nu e 5-6 care sunt trompetele sistemului. Și acum să revenim la faptul că ai pus în scenă, să vedem cum ai reușit să realizez un vis. Da, e o trecere. O trecere. Că este de fapt foarte, o trecere, foarte, 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 foarte interesantă trecerea. Pentru că, în definitiv, și trecerea la a scrie o teză de doctorat într-un domeniu umanist e cu totul și cu totul diferit de domeniile reale, pentru că cercetarea pe care o presupune un doctorat în domeniile fizico-chimice, că să le zic așa, este cu totul și cu totul diferită decât asta. Asta e mult mai... hai să zicem filozofică, nu, de fapt este doctor in philosophy, de fapt. Așa este, doctor în știință este tradus în engleză doctor of philosophy, doctor în știință se traduce. Să vii cu un concept nou, PhD, nu? Asta da. E ideea, să vii cu un concept nou și să reușești să aduci argumente, contraargumente, să creezi un eșafodaj întreg. După munca aia de 3 ani de zile, lucrarea odată scrisă, credeți-mă că n-am putut să nu o transform într-o lansare spectaculoasă. Am făcut susținerea doctoratului într-o sală amfiteatru mare, cu public, și dacă e vreo bucurie pe care am avut-o atunci a fost că taică-mea trecea prin București și a aflat de la maica mea că îmi susțin doctoratul, deci nu era o chestie anunțată, și a putut să vină și de unde avea și el părerea asta, că dom'le, cu actoria, cu asta, ce e asta? Tată, o să mor de foame. Da. Și a văzut susținerea asta, care a durat... expunerea mea a durat vreo 2 ore și jumătate, în condițiile în care susținerea unui doctorat, în mod normal, durează 10 minute. 10 minute formale. Și citirea referatelor oamenilor ăstora, referenților, nu există. În mod normal, nici nu există. Cele referate se atașează la dosar, dosarul se trimite la minister, pa la revedere. Nu au putut să nu și le citească. După ce expunerea mea, cu prezentare, cu discuție, cu mișcare, cu nebunie, aproape, acum dacă e să mă gândesc, cred că semăna cu un spectacol din ăsta, un happening de prin anii 1920, și n-au putut, s-au ridicat fiecare pe rând, inclusiv decanul, și și-au citit referatele integral, ceea ce din nou a mai durat și chestia asta încă o oră, dar n-a plecat nimeni din sală, au stat toți cuminți vreo 4 ore de susținere de doctorat, ceea ce nu s-a mai întâmplat în un ATC, nici până atunci și nici de atunci încoace, niciodată. Deci a fost o expunere totală. Doamna Adriana Popovici, care făcea la un moment dat în anul întâi, Alexandru, dar nu înțeleg foarte bine tema mea fiind realismul fantastic în teatru postmodern. Pare așa pompos și probabil că sună complicat, dar e o teză de doctorat. Nu pot să-i spun trei iezi cu cuiezi. Adică ce facem? Că multe așa sunt, multe teze de doctorat sunt de fapt simplificarea simplificării. O teză de doctorat nu trebuie să simplifice, trebuie nu să, nici să complice, ci să-ți aducă o nouă optică asupra subiectului în care existi tu, ca om, ca individ. Eu existând în teatru, trebuia să vin cu ceva nou în teatru, pe care, paradoxal, am ajuns pe urmă să-l și pun în scenă. Toate teoriile respective din teză, care s-au născut în teză, se pot regăsi, odată citită teza, în toate piesele pe care le-am scris ulterior. Și ideea de a scrie teatru a venit colateral. De ce zic colateral? Făceam o piesă de teatru de Tennessee Williams. Tennessee Williams, vorba aia, binecuvântat să-i fie numele, dar
Omul a decedat de foarte mult timp și în continuare pentru a-i se pune o piesă în scenă pentru noi, pentru români, da? Atunci, în 2014, pe 10 reprezentații, fundația cerea 750 de euro. În condițiile în care noi jucam în teatru independent, 750 de euro cred că scoteam în 8 reprezentații din toate biletele vândute. Atât cereau ei pe 10. Moment în care eu i-am spus colegii mele, uite care e treaba, noi nu montăm Tennessee Williams. Joe spunea, nu, dar plătim, îi plătim, nu, faceți, asta este. Și am zis, Joe, fii afacerist până la capăt, te rog, nu, nu dăm banii ăștia pentru un om care a decedat, pentru o piesă care nu se montase niciodată în România până atunci, în loc să fie dorința americanilor să zică, uite, se montează pentru prima dată într-o țară este europeană un text. Hai să facem un efort, da, da, da. Nu? Hai să îi sprijinim, că uite cât, le spusesem exact cât costă un bilet, le făcusem toată nebunia, le-am trimis totul, totul, tot, legal. Și am zis până la urmă, nu, ok, nu mai montăm, ne pare rău, asta este, depășește our means, nu? Asta este, atât putem, atât facem. Și așa că ne-am așezat și am zis colegii mele, uite care treaba, facem o piesă de teatru despre această nebunie pe care tocmai am trăit-o. Și așa s-a născut De veche în lanul de ocară. Piesa De veche în lanul de ocară este, chiar și personajele se numesc Unguru, da, și Mișa. Da, 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 da. Și de s-a născut din noi. Sanger, da. De veche în lanul de ocară, super, da. Pentru super, că noi asta făceam, stăteam de veche în acest mare lan de ocară, în care s-a transformat și încă mai este arta. Și ușor, ușor, toate textele pe care le-am, și astea din volum și celelalte, ele au apărut dintr-o necesitate directă. Nu am apucat, m-a întrebat cineva, dar n-ai și tu un text să-l trimitem la nu știu ce concurs? Sau... Și am zis, nu am, de ce să-l scriu? Dorința mea de a scrie a venit din dorința actorilor de a juca. Ultimul text pe care l-am pus în scenă, Ad Libitum, s-a născut din dorința unei absolvente de a juca. A venit și mi-a spus, Alexandru, te rog eu mult, vreau să joc. Și am zis, ce vrei să joci? Și așa că a început un adevărat așa interviu. Așa am avut o discuție în urmă cu vreo 5 ani cu domn profesor, la clasa domn profesor Zamfirescu. Venise cu o clasă, cu toată clasa, cu 60-70 câți erau, exact, la o piesă de teatru, de asta cu din tragedia grecească, și era, reprezentația a fost la Palatul Pionierilor, în urmă cu vreo 5 ani. Și la un moment dat zice, n-ai o piesă? Zic, da, da, am vreo 6-8 personaje. Păi ce să fac? Eu, uite, am o clasă întreagă. Îmi trebuie 60 de personaje dacă faci o piesă. Da, ori da, faci danaidele, ori nu faci nimic. Da, da, că deci tot asta vorbeam este de purcărete. Purcărete a fost o șansă, cred, și pentru mulți din actorii de la Râmnicu Vâlcea, pentru că unii dintre ei mi-au fost profesori sau chiar și colegi ulterior. Da. Alin Olteanu. Da. A fost în Danaidele. În Danaidele, da, deci a venit. Și el a plecat exact, atunci. A plecat cu trupa de teatru de la Râmnicu Vâlcea, au plecat inclusiv în Grecia. Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea aia, Aia au fost cu el. Deci, Silviu Purcărete venea una, două la Râmnicu Vâlcea. Era un tip, șeful de acolo, de la teatru, unul Guange. Asta era porecla Guange. M-a plecat spre stele cu mulți ani în urmă. Era un tip simpatic și Purcărete se stă extrem de bine. Deci era incredibil, plus echipa foarte bună. Da, deci erau toți, erau bună, da, intelectuali, erau formate din medici, din profesori, da, profesori foarte, foarte mulți și pasionați, chiar talentați. Iar o parte dintre ei ăștia mai tineri au luat la IATC și au devenit actori. Acum e în Canada de ceva ani. Am fost foarte, foarte bun colegi. El a făcut mai întâi facultatea în Scoția și a venit în România și România atunci, în 2002, nu a fost de acord că el a făcut facultatea în Scoția. Pe sistem ai făcut facultatea în Scoția? Da, 3 ani de zile. Și ce mă interesează pe mine? Fă facultatea aici și te consideră actor. Ai făcut-o acolo? Nu ești actor, îmi pare rău. Deci atunci așa era. Și omul a venit și a dat admitere și am fost colegi. Cred că cea mai frumoasă bucată de teatru pe care am construit-o în facultate a fost cu el. A fost o scenă Amfitrion Sosii din Molière. Ne plăcea atât de mult încât ne întâlneam și în anul 4, când nu mai făceam bucata respectivă, ne întâlneam în curtea de la Cassandra, care e o curticică, era o curticică amărâtă, și făceam scena. Adică efectiv jucam toată scena, care dura vreo 10 minute. Toată cap-coadă ne plăcea atât de tare să lucrăm unul cu celălalt. Și am avut și norocul și de o scenă și de coordonare bună în epoca aia încât am făcut asta. Și de la el știu poveștile. Cine despre Danaide. Cine a pus în scenă opera de trei parale?
Bertolt Brecht. Care dintre ele? Eu am jucat într-un poveste din Soho, care este da. O adaptare. E o adaptare după, adaptare după mm-hmm. opera de trei paralele și a fost la Ion Dacian mm-hmm, și mm-hmm. am avut Peachum acolo de jucat și Peachum mi-a revenit tot printr-un circ de circumstanțe. Eu eram asistentul domnului Ivașcu, George Ivașcu, George atunci. Ivașcu, da, da, da. Actorul care îl juca pe Peachum a avut o problemă. Domnul mm-hmm. Ivașcu m-a sunat, eu lucrând scenele cu Peachum și cu soția lui și cu toți din zona aia cerșetorilor, eu știam tot textul lor, tot. Mm-hmm. Și mi-a zis înainte de premieră, cu vreo săptămână, Alexandru, cred că va trebui să faci tu Peachum. Și zic, ce să fac, cum să fac, ce să fac? Că e musical, da, 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 deci da. Am două song-uri lungi, da. Ce facem aici? Da. Eu mai jucasem mm-hmm. musical, dar cred că și astea contează foarte tare. Să zici da și să te arunci. Aia e o chestie. E o provocare. E o provocare. Nu trebuie să spui nu. Nu, pentru că nu. E o ocazie unică. E o ocazie, e ceva da, special. Și, atunci, da, asta și este... m-am bucurat enorm că am jucat cu, practic, cu studenții mei într-un fel. Eu eram asistent, dar eram acolo. Și bucuria cu poveste din Soho a venit în momentul în care am fost cu el chiar și la Beijing. L-am jucat la Beijing. Apropo de oportunități pierdute, Beijingul, facultatea de teatru aia, de stat, da, comunist, e dornică să colaboreze, evident că e dornică, nu? Vorbim despre China. Dar cât de dornică era? Era atât de dornică încât ne-au propus să ne aducă în China în fiecare an. Noi doar să facem un musical. Ei ne-au refăcut tot decorul în China. Deci noi le-am trimis schițele și când am ajuns în China aveam decorul făcut de ei. Domnul Ivașcu a zis, n-ar putea să ne-l trimită, arată mai bine ca al nostru. Pentru că chinezii se întrecuseră, făcuseră peste măsură de bine. Am venit cu toate aceste informații de acolo, le-am dus la oficialitățile universității, nu s-a întâmplat nimic. Nu a continuat acel parteneriat. Pe da. Pentru că de ce să-l continui? Sigur că da. De ce în fiecare an câte 20-30 de oameni, nu? Pentru că atâți oameni intră într-un musical, să primească gratuit un transport până acolo. De ce să facem autostrăzile cu chinezi? De ce să facem autostrăzile? Sărim de la una la alta da, și tot, nu, acolo, dar tot ajungem. Acolo ajungem. Tot vedeți, acolo ajungem. E o chestie, e foarte această dificilă. Această mizerie care se manifestă la toate nivelurile. La toate nivelurile. De ce să nu facem autostrăzi? Că le aveam de mult. Da. Hai să stăm în grupi. De 30 de ani să stăm în gropi, da? Și alte gropi, și alte că gropi. Că niște mincinoși de peste ocean sau de unde or fi ei spun că ne ajută și cu ăștia. N-am făcut nimic, am mâncat doar banii, da? E, aici este toată treaba, este, da? Aceste trădare, nu, dar... Dar să știm și noi. Știm și noi deja și nu mai putem să mai acceptăm. Dar în momentul ăsta nici nu mai există, nu știu, o lentilă curată pe care să mă duc să zic, uite, am lentila asta și mă uit prin ea și vă bine. Sunt maculate inclusiv lentilele astea. Cum se identifice, da, dificil. A dispărut simțul patriotic, nu mai are nimeni nimic. Totul, parcă este într-o mocilă, au impresia așa, au devenit slugi și obedienți. Deci obedienți. Vezi că românul este doar capul plecat cu prostiile lui și așa mai departe, deci nu mai acceptă nimic. Nu știu până unde se va... Și oricum, când? Cultura are multă de suferit. Iar diferența într-o țară cu civilizație și cu cultură și cealaltă în care... devine animalieră, deci aici este. Deci nu ai cultură, devii doar un popor din format din ființe și atât. Da, care da, nu da, doar, exact. Da, doar se doar supun. Trece prin istorie, este manipulat dintr-o parte alta a istoriei. Da, suntem o zonă foarte incertă la capitolul în ăsta. În loc să avem această doză de autoironie și să da, să facem bășcălie de tot ce înseamnă aceste tare ale noastre, să le depășim. În loc să, prin teatru, să avem această profuzime, catarsis, ca să ne vindecăm sufletește. S-au dus mari regizori. Mi-aduc aminte și de Cătălina Buzoianu, mi-aduc aminte de Alexandru Tocilescu, mi-aduc aminte de mari regizori care aveau un cuvânt de spus. Nu știu în momentul de față cum mai merg teatrele, apropo. E o zonă, chiar mă bucur subiectul foarte tare. De ce zic asta? A fost o perioadă când eram eu student, cred, când se discuta foarte tare că nu mai există o generație de aur. Evident, e normal să fim nostalgici, e logic să fim nostalgici, mai ales că avem și pentru ce să fim nostalgici, pentru că în continuare și eu mă uit la BD-uri, pentru că sunt foarte bune filmele alea și sunt filme de comedie cu actori mari și o să rămână în picioare pentru totdeauna, la fel cum se uită și rușii, nu? La Mâna cu Briliante și așa mai departe, pentru că și ei au comedii la Tăunul, la Război și Pace, exact, la exact, Ana și rămână, Karenina și o să rămână foarte multă pentru totdeauna. Da, 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 la tot ce înseamnă
Exact, atunci Tarkovski când se făcea Tarkovski, da, evident, da, 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 în toate direcțiile. Bondarciuc și mari regizori ai lor, da. Ok, dar a existat într-adevăr o perioadă identificabilă temporal, din anii 80 până în anii 2000, când nu doar absolvenții, dar și oamenii implicați în producție teatru, producție film și așa mai departe, au simțit greutatea aia vieții, pe care eu mi-o aduc aminte copil fiind, că ne trezeam, noi stăteam la etajul 4, ne trezeam la 4 jumate ca să facem baie, pentru că altfel deschideau aia de la parter 1, 2, 3 și noi nu mai aveam apă caldă. Pentru că de la ora 5 și jumătate nu mai aveam apă caldă, că se spălau toți. Deci acea greutate a vieții și-a pus amprenta inclusiv asupra capacității de a avea o calitate mai mare în producții culturale cu impact. Și producțiile au devenit minore, au devenit de trecere, doar de trecere, exact cum e în definitiv tot fluxul istoriei. Însă, eu nu disper, pentru că am văzut de pe poziția asta de asistent, nu știu ce, am văzut tineri în toate nivelele de producție teatrală, de exemplu, și cinematografică, care au capacitatea de a face conexiunea peste timp, inclusiv cu acea perioadă de aur, într-adevăr, inclusiv cu această universalitate, care acum e exact cum povestea cineva, domne, de ce există creștere pe verticală în industrie, creștere pe orizontală în industrie, dar există și o creștere așa haotică la mijloc, adică sunt firma X și eu produc ce? Telefoane, doar telefoane din ce în ce mai bune, producție pe verticală. Sunt firma X, ce produc? Telefoane, căzi, cărți, așa de multe, da, și cum? Păi toate prost, da, multe și prost și eu sunt. Și sunt unii care produc haotic, din toate pentru toți. E, arta, în definitiv, e undeva aici haotic, trebuie să producem din toate pentru toți. În acest haos, în definitiv, trebuie să existe niște indivizi, nu? Indivizii ăștia, că noi pe aia îi admirăm, generația de aur o admirăm gândindu-ne la Hamza Pele, la Dembrădulescu pe actorie. La mare actor. Nu, la mare actor și ne gândim la Ciulei și la am participat de multe ori la întâlniri cu, la Ucin, până să ne scoată de, dacă e Bulina Roșie acolo, da? Și mi-a plăcut foarte mult președintele Laurențiu Damian, domnul regizor și profesor, Damian, da? Și profesor, da? La UNATC. Atunci când, înainte de a începe dezbaterile, că poate erau alegeri, poate erau, nu știu, niște întâlniri profesionale, pomenea cu mult respect cei care au trecut în neființă. În neființă și îi pomenea la această Mariela, mare actor. Am văzut asta, mare actor. Da, deci, George, mare actor. Pentru că este, cum să spunem, un respect colosal pentru unii care au fost așa este, așa este. Nu în momentul de față însă, lucrurile funcționează ciudat, altfel, dar funcționează. De ce zic asta? Domnul Frunză, domnul Victor Ioan Frunză, regizor de teatru, bun, mare, cunoscut, încă în viață, a avut o inițiativă singulară, aceea de a aduna o trupă de actori, de a le da libertatea de a crea acolo, în acel loc. În același timp de a le impune anumite restricții. Ești aici, faci asta, uite, avem atâtea spectacole, nu te mai duce să te și acolo, și acolo, și acolo. Tendința normală într-o capitală când ești artist este să faci cât mai mult ca să ai și tu senzația că trăiești. I-a ținut uniți, au creat o serie de spectacole fabuloase, fabuloase dinainte de a ajunge cu ele la Metropolis. Le făceau la 11 iunie, sunt actori din toate părțile, adică îl știu pe... Sunt actori de la Cluj, sunt actori care au terminat la facultatea din Cluj, nu doar din facultatea de la UNATC, și diferite vârste, paliere de vârstă. Ei s-au coagulat într-un grup. Din acel grup, trecând prin acel grup, în momentul de față, Huțuleac, Andrei Huțuleac, regizor de film, a luat un premiu la Moscova. N-am văzut filmul, nu am cum să-l judec, însă a făcut pasul și trecerea pentru că a căpătat încredere într-un mediu benefic. Și contează. La Sibiu, aceeași poveste. Un grup coagulat în teatru ăla de acolo a putut, exact cum ziceați de actorii de la Râmnicu Vâlcea, la care venea Silviu Purcărete. Păi Silviu Purcărete se duce în continuare la Sibiu. Regizorul Bogdan Drăgulescu e la Sibiu? Din câte știu, chiar predă și la UNATC. Deci există niște zone de coagulare de genul ăsta.
Piatra Neamț reînvie, dar în același timp și teatru vechi, sigur că extraordinar, nu? Da, adică știm cât de multă lume se ducea acolo. Da, nu, asta era chestia. Au venit de la Piatra, de la Piatra Neamț, da, exact. Da. Am fost actor la Iași, am fost actor la Piatra Neamț, am fost și la Piatra. În momentul ăsta însă, în București, mai există două lucruri pe care eu le respect și le consider a fi un semn de o generație complexă de aur. Numai o generație de aur unitară, cu trei chestii pe care le putem face pentru că atâta se poate. Acum se pot face multe. Bun. Există Reactor, care este un hub în zona Tineretului, fix unde e acolo, pe o străduță, sau căznit, sau nu știu ce. Au făcut niște proiecte gratuite pentru toți spectatorii, cu o formă de teatru social. Ok, poți să o blamezi, poți să zici, dar nu e artă, că arta trebuie să fie. Ok, toți avem părerile noastre despre artă cum ar trebui să fie. Însă, ei au un proiect cu sens pentru civilizare, la propriu. Vorbesc despre femei tinere, însărcinate, înainte de a ajunge la majorat, vorbesc despre problemele drogurilor, vorbesc despre problemele familiilor, într-un format mic. Ok, nu este la scena mare a Teatrului Național, dar oamenii ăia s-au coagulat acolo și au făcut niște proiecte fabuloase, eu am rămas mască, inclusiv în pandemie. Au făcut un spectacol despre condiția minerilor din Valea Jiului. Și ai zice, dom'le, dar voi sunteți bucureșteni, sunt mare majoritate de născuți aici, ați făcut școală aici, ce știți voi despre chestia asta? S-au dus și s-au documentat. Au făcut documentare în teren. Au vorbit cu oameni. Apropo, asta m-am să facem așa o paralelă și cu glumea filmului. Tot în partea de regie, dar mi-am să aminte de apropo de femeile însărcinate și mi-am să aminte de filmul 4-3-2 așa al lui Mungiu, da. Tema fiind, bineînțeles, aceeași temă, la ilustrate cu flori de câmp al lui Andrei Blair. Deci, bineînțeles, ai luat exact aceeași temă și mi-ai băgat-o aici și mi-ai făcut că că uite aici, ce se întâmplă. Aici mai vin cu o chestie apropo fix de această paralelă pe care mă bucur că o aud, pentru că nu cred că am mai auzit-o până acum decât o singură dată. Asta vreau să zic. Da. Vedeți, vine dintr-o lipsă de cultură cinematografică. Bineînțeles. O lipsă de cultură teatrală. O lipsă de cultură, punct. Punct. Pentru că în momentul în care eu, în facultate, am avut un profesor de filozofie, timp de 2 ani de zile noi am făcut filozofie pe bune, adică nu bifăm că facem ceva, și pe urmă, ulterior, studenții la care imediat după am făcut asistență nu au mai avut cursul respectiv de filozofie. Nu a fost înlocuit cu ceva mai bun, ci pur și simplu a dispărut. Păi atunci, filozofia te obligă să te îndoiești. Absolut. Da. Și de ce am vrea oameni care să se îndoiască? Nu mai trebuie oameni care se îndoiesc. Ne trebuie tâmpiți care să aibă certitudini. Absolut. Și fiecare pe certitudinea lui, pe bucățica lui. Da. Asta exact, e chestia, da, asta nici trebuie, nu, dar ne ajută și social media în sensul ăsta. Ne galvanizează la propriu, nu? Da. Că tu ești cu ai tăi și îi vezi doar pe ai tăi. Și ei se văd pe ei, ăilalți. Și ai senzația că nu există ăilalți. Dacă se întâmplă la un moment să vezi unul dintr-o tabără adversă, ăla nu e, e un caz singular, e un pierdut în lume. Când ideea centrală a culturii și a civilizației este tocmai asta, universalizarea discuțiilor, debate-urilor, cum zic americanii, că asta e, ne-am anglofilizat total. Da. Dar hai să avem aceste discuții out in the open, hai să nu minimizăm. Mie îmi place foarte tare ideea de a vorbi, probabil că de asta eu sunt mult mai prieten, chiar dacă nu mai sunt la un ATC, sunt mult mai prieten cu doamna Luminița de la Chei și cu Nea Vasile de la Recuzită, decât sunt cu anumiți profesori care predau în acea instituție. Și care au rămas în cu turnul lor de filde. Absolut. Și acolo sunt într-o capsulă și nu vor să iasă de acolo. Absolut. Și ca și cum ar fi, s-ar contamina. Corect. S-ar contamina. Și au o anumită, oamenii de genul ăsta au o lejeritate fabuloasă și au un suflet atât de dezbărat de cătușe de genul ăsta. Mi-am adus aminte acum instantaneu de doamna Diana de la Costume de la Cassandra, care acum este pe Facebook. Și nu cred că ratează niciodată să scrie un comentariu. Să scrie un comentariu. Doamna Tisăilă de la Costume, care a ieșit la pensie în urmă cu 3 ani de zile, care îmi scrie, Alexandru, când mai ai spectacole? Da. Domnul Bănică de la Recuzita Mică, care la fel face. E, de ce nu fac asta profesorii
De ce nu fac asta actorii care mi-au fost profesori într-o anumită măsură uneori, cu care sunt prieteni pe Facebook, nu le reproșez chestia asta, dar sunt atât de ocupați. Dar domnul Bănică nu e ocupat. Dar dumnealui nu avea o grădină de cultivat? Nu știu, zic și eu. Și mai ales în perioada pandemiei, în care nu prea mai a fost nu ocupați. Nu a fost nimeni în, ocupat. În condiții în care s-au închis toate teatrele și nu mai am avut niciun fel de reprezentații. Și atunci ce au făcut? S-au închis în ei de tot. S-au închis în ei. Și asta este cel acum, mai ce mare... Ce face marele regizor Andrei Șerban? Cred că montează. Montează? Cred că montează. Cred că unul din lucrurile bune pe care le-a făcut și Bulandra și Odeonul, unde știu că a mai montat, a fost să-l primească și să-l lase să creeze, pentru că eu cred că are, normal, stând lângă Peter Brook chiar și un an de zile, ceva s-a emulat înspre el, pentru că de fiecare dată când am văzut un spectacol de Andrei Șerban, și țin minte că am văzut, eram super mic când am văzut trilogia, pentru că au dat-o la televizor când eram mic de tot și văzusem Purcăretele, tot mic fiind, că nu o să fiu niciodată Titus Andronicus, că m-a marcat pe viață, și Danaidel la fel, l-am văzut pe scenă la Craiova. Dar sunt regizori care, exact ca Peter Brook, se transformă inclusiv în felul în care pun lucrurile în scenă, în care trec printr-o fază de expansiune ca pe urmă să vină într-o fază de contracție. Peter Brook, când a venit atunci cu, cred că Manualul Inchizitorului se cheamă, un actor pe scenă, nu? Atât a avut după ce făcuse Mahabharata, da? Și domnul Andrei Șerban are momente din astea de maxi și de mini. A montat la un teatru Pescărușul. Da. Ce un Pescărușul delicios și delicat. Adică nu cu nu prea multe și personaje, și... dar deci a redus foarte mult. Revenim la intimitatea reală a catarsisului autentic din privirea cuiva, nu neapărat din tunetul care mă va speria. Nu? Că și asta e o formă. Există și formule de genul ăsta. Dar există, trăiește și a făcut parte și din, pot să zic, din lucrarea mea de doctorat. Am avut o secțiune în care am avut inclus 6 regizori. Făcusem niște filiații. Și discutam despre faptul că fiecare din cei 6, pentru a fi cu adevărat un regizor mare, a descoperit faptul că trebuie să fie și pedagog cu actorii pe care îi are. Fie că e David Estrig și Dodin, care a fost unul din cupluri, Brook și Șerban, sau Robert Wilson și Purcărete. Sunt filiații pe care le-am simțit eu văzându-le spectacolele, nu neapărat ca în cazul lui Brook cu Șerban, care chiar au fost, la un moment dat s-au cunoscut, au avut un an în care au lucrat împreună. David Estrig și Dodin nu cred că au avut prea mare confluențe, dar stilurile lor sunt aceste trei mari forme de stil de regie. Cu toate astea, cu toții și-au antrenat ca niște pedagogi sau au ajuns chiar șef de catedră. Andrei Șerban a predat la Columbia, Dodin predă și acum la Petersburg. Estrig și-a construit o facultate în sudul Germaniei, deci s-a căznit în sistemul ăla german, dificil de a-ți face o școală, și-a făcut-o. Plus că se vede influența omului de teatru. Uite-l, să dăm un exemplu pe Marcel Iureș, maestru Marcel Iureș. Se vede în filme această aplecare către teatru. Sunt oameni care, dacă sunt și actori de teatru, să nu mai... au mai mare complexitate. Și Anthony Hopkins. Se vede foarte bine. Cei care au clasa, școala și de teatru sunt mult mai buni actori. Absolut, vede treaba asta. Absolut. În afară de cei care, mă rog, au nativ așa să fie, unii care copiază sau intră foarte bine în personajul respectiv. Este. Care sunt excepțiile, într-adevăr. Care sunt excepțiile, dar bineînțeles, cum spuneam, fără liceu, fără carte, fără nimic. Chiar s-au lăsat de liceu. Nu au, Deci au fost vânzători la McDonald's, șoferi și așa mai departe. Mă rog, marea majoritate, cei care sunt foarte talentați, n-au niciun pic de legă. N-au terminat. N-au bacul, cum se spune. Așa cum mă amuz de multe ori și dau exemplu ăsta, că dacă în actul întâi îți apare o pușcă pe perete, să fii convins că în actul 3 se va folosi acea pușcă. De curând am fost la o lansare de carte la doamna Olga Delia Matescu, care pe lângă că este actriță, este și dramaturg. Și și-a lansat exact în varianta în care o să-mi spui tu câteva cuvinte despre această carte de dramaturgie, deci sunt mai multe piese de teatru. La fel și-a lansat la Muzeul Național Literaturii Române, în urmă cu o săptămână, doamna Delia, Olga Delia Matescu, și-a lansat
Țara de fum. Îmi place mult titlul. Țara de fum, și este chiar titlul unei dintre piese. La un moment dat, cineva a făcut acolo o prezentare și, mă rog, a sărit un pic calul, n-am să-i dau nume tocmai pentru treaba asta, că nu mi-a plăcut, că i-a spus doamnei că parcă ar fi fost mai bine titlul celelalte piese, Vrăjitoarea de lângă mine. Cum să pui Vrăjitoarea de lângă mine pe titlu în condiții în care titlul era superb? Da, absolut. Țara de fum. Da. Și mi-aduc aminte de Giovanni Papini, un geniu al literaturii italiene, în care are la un moment dat o poveste cu sculptură în fum. Deci automat, ca om de cultură, ca scriitor, când am auzit titlul Țara de fum, mi-a plăcut foarte mult. Și mi-am adus aminte și de sculptură în fum al lui Giovanni Papini. Da. Deci, încă o dată, sunt anumiți oameni care n-au ce căuta și doar încurcă lucrurile, ba mai mult decât atât, ies ca păduchele în frunte, că dacă tăcea, filozof rămânea, cam așa este, așa. N-am să-i dau acel nume personajului, mai ales că reprezintă unde fac ceva și n-aș vrea să-l fac chiar acum de râs. Mă rog, numai că este un personaj, să zicem, autentic, există, nu este un personaj fictiv de-al meu din romană. Da. Da. Ce ne poți spune, că ne apropiem de finalul emisiunii, ce ne poți spune de cartea ta de dramaturgie? Bucur că ați pomenit-o pe Olga Delia Matescu, pentru că Olga Delia Matescu mi-a fost profesoară. Mi-a fost profesoară de vorbire în două semestre sau trei chiar, și am lucrat foarte mult și foarte bine cu dumnei ei, și atunci deja publicase câteva texte de teatru. Țin minte că unul l-am văzut la Teatru Masca montat. Doamna Olga Delia Matescu, pe care o respect și o iubesc și o admir, și mi-aș fi dorit, cred că după ce am văzut Domnișoara Anastasia, trebuie să recunosc, mi-aș fi dorit să joace și mai mult decât a jucat. Adică când ai o profesoară de genul ăsta și o cunoști și o vezi și vezi stilul și are un anumit farmec din ăsta pe care doar dumnei îl are, adică e... Cum era doamna Olga Tudorache, care avea un stil care nu poate fi imitat. Nu ai cum să imiți, nu ai cum să te faci că ești Olga Tudorache sau să încerci să devii Olga Tudorache. N-ai nicio șansă. Da. Și doamna Olga Delia Matescu are acest stil al ei unic, Silvia Popovici, extraordinar. Da, exact, sunt anumite, exact. Da, Irina Petrescu. Deci vorbim, Buciucean, Irina, da. Deci vorbim de mari actrițe. Absolut, absolut. Și ale scenei românești, mari actrițe. Și m-am bucurat foarte tare, pentru că țin minte că am citit unul din volumele, l-a lansat când am terminat eu facultatea, în 2006. Că țin minte că am fost la lansare în foaierul Casandrei. Și cărticica asta mea, prima carte de ficțiune, ca să zic așa, pe lângă faptul că mă bucură că e galbenă, că asta îmi place foarte tare, n-am ales eu culoarea, mi-am ales-o și de la editură, de la Casa de Pariuri Literare. Se apropie un pic de galbenul Van Gogh. Seamănă un pic, nu? Da, se apropie. Da, se apropie de partea... Și desenul ăsta pe care domnul Perjovski a fost de acord să-l pun pe copertă. Inclusiv titlul, Doi și un tulnic, este una din cele cinci piese de teatru. Doi și un tulnic chei, că asta este cioaca din... E o glumă din text. S-a născut atât de frumos și de lejer și de nesperat. Apropo și de toată nebunia asta cu trebuie să plătești să nu știu ce, la un moment dat, când am zis să-mi public teza de doctorat. Bine, teza de doctorat e o chestie complicată. Lungile discuții cu tot felul de edituri, da, dar costă, nu știți, eu student, să plătesc să nu o să fac asta. Până la urmă am publicat-o într-un tiraj super mic la un ATC Press, când încă exista un ATC Press. Însă, de data asta am făcut așa. Am văzut întâmplător pe Facebook un anunț de la cei cu Casa de Pariuri Literare, că există. Și am curățat niște piese de teatru, astea de pe la început, din 2014-2015, când le-am scris, și le-am trimis pe mail. Și am primit răspunsul că, da, noi am vrea să-ți publicăm. După care au fost tot felul de momentele în care inima mea tresălta și după aia îngheța un pic, pentru că mă gândeam, aoleu, mi-au spus la un moment dat, o să ai 35 de volume, și am zis, de fapt e o șmecherie, sunt 35 de volume pe care trebuie să le plătesc ca să mi le dea, ca să pot să le dau, ca să nu știu ce.
Și am zis eu, timid, într-un mail. Nu, nu, erau tratate de autor. Poate 15. Da, da. Dar de ce? Că sunt ale tale. Sunt tratate de autor. Ah, ce bine, m-am calmat. Deci au fost foarte oricum, multe. Oricum mai multe decât, că de obicei se dau 20 de tratate de autor, sigur că da. Deci au fost foarte drăguți. Au fost foarte drăguți și foarte amabil. Și în condițiile pandemiei, cine se aștepta? Discuția a fost în decembrie-ianuarie. Nebunia a apărut în martie. Au dat 35 pentru că au simțit că este un student sărac, pentru că a făcut un tiraj de 50, din care 10 au păstrat ca să dea 7 către Biblioteca Națională, 3 le păstrează ca să sigur că da. Astea-te. Și da. Bucuria a fost și mai mare. Tirajul inițial prin contract a fost ceva gen 300 sau așa și a fost momentul în care am intrat. De fapt asta e, nu? Asta e frumusețea. Când am intrat într-un Cărturești și am văzut-o toată galbenă acolo și am zis, bun. Deci, efectiv, țin minte că mi s-au tăiat genunchii mai rău decât atunci când am știut prima dată. Și cartea, da, să vezi și cartea în librărie este un punct, pentru mine a fost wonderful. Dar cel mai mult m-au bucurat reacțiile celor pe care am insistat foarte tare la pagina aceasta de la final. E o pagină cu QR-uri. Fiecare QR duce la pagina oficială a piesei și am scris distribuțiile, pentru că, în definitiv, fără oamenii din fiecare distribuție și fără dorința lor, textele nu existau. Da. Textele astea nu existau doar de dragul meu. De exemplu, la 2 și un tulnic sunt o succesiune de câteva scene. Unele dintre ele le-am scris, le scria colega mea Mișa, o sunam unde ești. Zicea, sunt pe bicicletă, pe chisele. Zic, foarte bine că ies acum la Victorii la metrou, ne vedem în față la Antipa. Și ea scotea caietul și eu îi dictam scena. Pentru că n-aveam răbdare să mă duc acasă și să ajung să o scriu. Am înțeles. Și o scria repede. Și asta a fost. Și lucrurile se nășteau organic și s-au născut toate așa. Adică... Au fost, da, niște scene vii transpuse și a ieșit o... Și așa a ieșit o bucată. O bucată de teatru. Și eu îmi doresc, vorbeam cu cineva recent de chestia asta, îmi doresc foarte tare să existe cât mai multe texte de teatru contemporan publicate. Pentru că am făcut parte din niște jurii pentru teatrul din licee, știți că sunt festivalul de teatru în licee, și discuțiile pe care le aveam cu coordonatorii lor se răsfrângeau asupra acestei mici probleme. Nu putem să montăm doar Chirițescu și Sebastian, că nu putem, adică poate că nu avem numărul ăla de copii. În clasa 9, 12, poate nu sunt atâția, ce facem? Și eu încercam să le spun, căutați Tom Stoppard, mă duceam unde puteam și eu cu mintea. Noroc cu Elise Vilc, care este dramaturg și care e oficial, a făcut foarte multe și a făcut foarte mult bine și elevilor de liceu. Am lucrat cu niște elevi de liceu pe unul dintre textele ei, minunate, și chiar a apărut în volum. Dar să apară și textele, de exemplu, ale Liei Bugnar, care scrie de multă vreme și care a avut atâtea și premii și spectacole fabuloase. Superbe textele, nu? Deci jos pălăria și ea actriță fiind. Da, da, da. Radu Iacoban, din nou, a scris foarte multe texte pe care încă nu le-a publicat și eu îmi doresc să îi se întâmple cât mai repede chestia asta, pentru că textele alea și el le-a scris pentru niște actori, pentru niște oameni care aveau nevoie de el, pentru că a vrut el să le monteze. Nu le-a scris ca să le citească el și cu mama lui și să le pună deoparte. Chestiile astea cred că pot da curaj, că de fapt și asta e important. Dom'le, vrei să scrii? Scrie. Dar scrie cu scopul, dacă e teatru, să fie pus în scenă. Am înțeles. Asta e scopul. Va trebui să ne oprim, pentru că nici n-am dat seama că așa este lumea teatrului, că suntem cu toții pe o scenă. Ne trăim, da, această viață este pe o scenă. Cu toții suntem actori, putem să interpretăm fiecare un anumit rol. Important e să-l ducem până la capăt, cu demnitate. Cu speranța că v-a plăcut această emisiune dedicată lumii teatrului și a dramaturgiei, și am cunoscut un dramaturg, l-am avut de față și invitat special. Am intrat foarte bine în profunzimea laturii acestei actorilor și a scenei. Da? Ne-am pus la punct cu noile apariții și cam ce se întâmplă în viața teatrală din România, în mod special. Cu speranța că a fost o emisiune la fel de interesantă ca și celelalte. Până data viitoare, vă spunem la revedere. Mulțumesc mult!